Poate AI să producă oxigen din meteoriți? Ei bine, Universitatea de Știință și Tehnologie din China a reușit să dezvolte cu succes un electrocatalizator practic care produce oxigen folosind meteoriți marțieni prin intermediul sistemului de mașini chimice. Folosindu-se de acest sistem, echipa a realizat optimizarea care ar fi durat 2000 de ani în doar 6 săptămâni. 那么它可能在那个几周之内呢产生了比较多的理论的大数据，那么理论大数据呢帮它呢建立了一个呢更加专业的这种催化剂的一个预测模型。那么其实在这同时，它没有闲着，它勤劳的双手呢也会去做很多的用这个陨石配成催化剂去做实践。 那么实践的结果呢，会迅速的实时的反馈到刚刚它的理论建立的这种预训练模型。那么它们呢，理论呢和实验呢相互对抗，那么或者是相互的这个验证呢，很快就形成了一个自洽的模型，也就是说理论预测的和实验的证实的是大致不差的，或者是一丝毫不差的。